Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara este aproape de copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Venim în sprijinul părinților plecați la muncă în străinătate. Despărțirea de părinți chiar și temporară poate avea un impact emoțional puternic asupra copiilor. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara lansează o campanie de informare pentru protejarea copiilor rămași acasă atunci când părinții acestora lucrează în afara țării. Părinții din Timișoara cu loc de muncă în străinătate au în permanență acces la servicii de sprijin și consiliere. La fel, copiii care au revenit în țară după o perioadă mai lungă de un an au parte de consiliere specializată. Această campanie de informare pune la dispoziția părinților și o broșură, Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu informații despre drepturile și protecția copiilor, precum și despre soluțiile pentru a asigura dezvoltarea sănătoasă și educația acestora pe perioada lipsei acestora. Tot în cadrul acestei campanii, DAS va susține și consilia părinții și reprezentanții legali pentru a le asigura celor mici un mediu stabil, sănătos și plin de afecțiune. Broșura completă poate fi consultată pe site-ul tm.ro și va fi distribuită în școli, instituții publice și online. Transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.